faptul la ceea ce s-a întâmplat în, în toamna trecută, când mă uit la antrenament, e o plăcere să, să văd ceea ce realizează. Și va fi cel mai motivat? Absolut. Va fi o întâlnire cu fani după calificarea asta, ca să ne aducă lume. Să dea Dumnezeu să fie mulți care să-i susțină, așa cum au fost la ultimul meci pe Elveția Exips. Așa ar fi frumos fiecare meci de fotbal. Bineînțeles că se poate compara importanța meciului cu ce a fost atunci. Deși atunci eram calificat, dar totuși orgoliu de a fi fără înfrânge până la sfârșit, i-a mobilizat foarte mult și e foarte bine că e așa. Ați apucat să vedeți și primul 11? Da. Și cum vi se pare? E foarte echilibrat. Probabil că, nu probabil, sigur, nu știu, se gândește, se divizează echipa pentru cele două oameni, pentru că eu cred că meciul cu Columbia este privit de ei ca o revanșă împotriva României, care i-a stopat de două ori în, la campionatele mondiale. Și orgoliile lor sunt foarte mari. Mai mai mulți pe presa acolo din Columbia. Care pe care mergem Columbia? Și portarul care va apăra la Euro? Decide el în dialog cu Leo Toader, decide de ce se va mai întâmpla. Nu uitați că mai sunt 3 luni de zile în care se poate întâmpla pe orice. Poți să joci, pe ce să joci. Ce putere să-i cânte pohodul, nu știu foarte mult. Nu știu, e titular la tot am avut. Nu o să rămân acolo cu mai mulți. Așa e. După acest Euro, copiii vor ști din 11, pentru că toți vor învăța așa cum erau odată. Pentru că și acum ai zis, la federație, am un copii de mic. Da, băi, la 10 ani, 11 ani, era un club de fotbal. Și eu așa, cum am așa. Absolut tot, știau, absolut tot, nu poate fi așa. Așa cum eu la vremea mea știam că constant, că poți sunt, că mai știu care erau vedetele de iene, mă rog. Așa următorii au știut de Hagi, Jordan, Cică Pompezi, Mitrescu, care au fost, Vărtușor, nu știu. Următorii de Mutu, da? Sau ăștia mai apropiați acum de Mutu. Așa că până ăștia se uită la actualii idoli. Sunt niște idoli. E un campionat european. Sunt calificat în un campionat european și... Seama, atenția este focusată asupra lor. Bine asta, pentru că pozitiv. E un stimul pentru orgoliul tău de fotbalist, un stimul pentru faptul să fii tot timpul în atenția dumneavoastră, a opiniei publice, este plăcut să fii dat în aia presei, atenția opiniei publice. Asta e. Actual idol care nu prea joacă la echipele de club, îngrijorează medaliul acesta? Ce se mai îngrijorează, da? Da? Am spus mai sunt trei luni, dar se poate întâmpla orice, nu se poate corect. În legătură cu trei care nu s-au atât. Dar la vezi, dacă era un super putere care se manifeste un joc ca Paris Saint-Germain sau ca Barcelona, hai să zic avea atunci să nu bage păcate. Dar când la vezi, e așa cum e, Ianis care mi se pare un jucător foarte, foarte bun și cred că foarte util pentru ei acum, nu joacă. Asta e viața. Trupa e completă, am zis. E completă. Aproape. E aproape. E mare surpriză, după părerea mea, această finală. Eu credeam că o să fie o finală Israel. Trebuie să fiu corect. Pentru că la modul cum au jucat Israelul cu noi, nu mă gândeam să-i văd aseară. Pe aseară, practic, au fost mărturați de o echipă care și psihologic a trebuit să revină. Pentru că dacă a fost condusă și Irlanda să revină așa cum a făcut-o, lăudabil. Acum, eu am spus că Ucraina e favorita principală pentru această... Da, ce am văzut pe Irlanda și meciul se va juca probabil undeva la Budapesta.